Am auzit-o pentru prima oară la radio, interpretată de doamna Mariana Angel, în urmă cu 4 ani pe vremea asta, în postul Sfintelor Paști, când veneam spre Huiedin, pentru că nu o să uit niciodată, și aveam în suflet durere. Treceam printr-o perioadă mai grea pentru mine și am simțit că mi-a pătruns în adâncul sufletului și de atunci am început să o cânt și eu. Și momentul în care am început să o cânt astăzi aici, am văzut că mulți dintre dumneavoastră ați început să plângeți. Și mi-am dat seama încă o dată cât de mult ne iubește Dumnezeu, că ne-a lăsat pe pământ acest mod de a ne descărca sufletele, și anume priceasna. Să le ascultați ori de câte ori aveți ocazia și în fiecare zi lăsată de Dumnezeu, pentru că așa cum spunea și părintele nostru, m-am uitat în dreapta că acolo era când am venit eu să cânt, acum e în stânga, dar tot în dreapta noastră e. Priceasna este de fapt o rugăciune cântată. Așa că noi acum ne rugăm împreună și îl slăvim pe Dumnezeu și pe Maica sa sfântă. Yeah.
Luna, stele, toate au plâns și deja le s-au ascuns. Iar în cerii n-au cântat când l-au văzut pe împărat. Răstignit între străini din Fiul lui Dumnezeu curgea sângele fără rău. O, vai, rănile mele tare mă dor. Stând sub arșița de soare, se zbătea în chin și jale. Chinuit m-a ciocorit și de oameni răstignit. Sunt singur și n-am pe nimeni ca să stea pe lângă mine. Ucenicii m-au lăsat, toți de mine au uitat. Pe flămânzi am săturat, pe bolnavi am vindecat. Iar acum n-am pe nimeni ca să stea pe lângă mine. Cunună de spini pe frunte, crucea grea plină de sânge. Puterile mă slăbesc pentru ce mă chinuiesc. Mulțumesc!
venit cu jale grea. A venit cu jale grea.
Mulțumesc din toată inima. Nu puteam să nu cânt o priceasnă către Maica Domnului, care este mama noastră a tuturor. Fie că mai avem pe acest pământ o mamă, fie că nu, toți dintre noi o avem pe mama noastră sfântă, pe care trebuie să o slăvim și să o cinstim în fiecare zi a vieții noastre, fiindcă ea ne-a dus pe această lume pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această priceasnă pentru mine este foarte specială, fiindcă cu ea a crescut soțul meu și o cânta mama lui, care din păcate nu mai este printre noi și pe care eu nu am reușit să o cunosc. Însă ceea ce vreau să vă spun este că am simțit că sufletele sunt mai presus de fire și că de fapt ne-am cunoscut și ne iubim undeva dincolo de lumea aceasta. Ultima priceasnă pe care o să o cânt în această seară prezintă într-un mod foarte frumos frumusețea lumii, frumusețea care ne înconjoară și de care avem parte în fiecare zi. Și ar trebui să ne dăm seama că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne-a dăruit soarele, ne-a dăruit lumină, ne-a dăruit iarba verde care ne încarcă sufletele când o privim, mai ales de acum încolo, fiind primăvară. Ne-a dăruit